Bine v-am găsit cu cele mai importante știri ale zilei. Florin Câțu a anunțat că intenționează să plafoneze prețul gazelor. Premierul a precizat că este nevoie de o măsură care să-i ajute pe români, dar să nu împingă investitorii și companiile să plece din România. Cât despre facturile la energia electrică, premierul a spus că a fost discutată o ordonanță prin care statul să compenseze 40% din factură. Apar primele restricții în valul 4 al pandemiei. Certificatul digital european ar putea fi singurul document recunoscut de autorități în baza căruia românii să aibă acces în restaurante, la nunți, botezuri sau competiții sportive. Pentru moment, restricțiile impuse înseamnă că restaurantele, cluburile sau sălile de eveniment nu mai permit decât 50% sau chiar 30% din capacitate. Decizia a fost luată în contextul în care România a depășit pragul de 4.000 de infectări pe zi, iar secțiile ATI sunt din nou pline. Până acum, pe teritoriul României au fost confirmate peste 1,1 milioane de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Sunt curios, tu ești pregătită cu certificatul verde, Cosmina, dacă e nevoie, nu? Da, nu știu. De ce mă pui în încurcătură? Păi pentru că te duci în vama veche și eu știu ce reguli găsești acolo în weekend. Da, ai dreptate. Deocamdată ar trebui să nu fie cazul, dar situația e foarte dinamică. Da, deci, da, da. Fii pregătită. Mă voi ocupa de acest aspect, îți mulțumesc. Așa. Ieri au fost înregistrate aproape 4.500 de cazuri noi de COVID, iar în topul județelor cu cele mai multe cazuri noi, Bucureștiul ocupă primul loc cu peste 600 de cazuri pe zi. Urmează Timiș, Ilfov și Constanța, toate cu peste 200 de cazuri noi zilnic. Județele Ilfov și Satu Mare se apropie de scenariul roșu cu incidența peste 2 la 1000 de locuitori. Cu mai multe informații ne ajută chiar acum colega noastră Damiana. Bună dimineața, Damiana, unde ești? Bună dimineața, dragilor! Așa este, tot mai multe cazuri apar pe zi ce trece și acestea ne îngrozesc. Pentru mai multe informații, în schimb, o am alături de mine pe doamna dr. Beatrice Mahler, care ne va explica de ce se ajunge aici, de ce s-a ajuns aici. Bună dimineața! De ce credeți dumneavoastră? Bună dimineața! Suntem în valul 4. Este o direcție spre care ne așteptam să mergem, văzând ceea ce se întâmplă în Europa. Am văzut țările, am intrat treptat în zona roșie. O parte din ele în Europa au ieșit și sunt acum în zona galbenă. E momentul valului 4 în România, un număr de cazuri care este în creștere, un număr de cazuri care, într-adevăr, indică agresivitatea tulpinei Delta, pentru că, așa cum vedem, nu doar persoanele nevaccinate sunt afectate, ci și persoanele vaccinate, dar într-un număr mult mai mic și cu forme ușoare. E o diferență semnificativă și importantă. Care este acum profilul pacientului? Putem spune că tot persoanele peste 60 de ani și cu comorbidități sunt cele care ajung mai frecvent în spital. Asta nu exclude prezența infecției cu forme severe și la tineri. Într-adevăr, avem și tineri de 18 ani, de 20 de ani, de 29, 27 de ani, adică tineri sub 30 de ani care trec prin forme severe de boală, lucru pe care nu l-am văzut atât de frecvent în valurile anterioare. E un semnal de alarmă care trebuie să ducă spre responsabilitate. Pentru că în acest moment, față de anul trecut, trebuie să ne gândim nu doar la faptul că putem îmbolnăvi pe cei de lângă noi, ci și că noi putem trece printr-o formă de boală severă, indiferent de vârsta pe care o avem. Credeți că impunerea unor restricții suplimentare ne poate ajuta să evităm o situație și mai gravă? Cu siguranță fiecare din noi trebuie să se gândească la un comportament adecvat, pentru că responsabilitatea este individuală. În acest moment, indiferent ce ne-ar spune o autoritate centrală, dacă noi nu conștientizăm delicatețea momentului prin care trecem și nevoia de responsabilitate și de conlucrare, de asumarea momentului și de a respecta fiecare din noi regulile, să purtăm mască, mai ales atunci când suntem în zone în care e o aglomerație, mai ales în momentul în care suntem în încăperi închise, în prezența unor persoane care nu știm dacă sunt sau nu vaccinate, este obligatorie masca, este obligatoriu să păstrăm distanța și regulile pe care le cunoaștem să devină iar o conduită care să facă parte din comportamentul nostru pentru următoarea perioadă. Acest lucru este important pentru că numai așa vom ajunge într-o zonă în care să putem plafona această creștere a numărului de cazuri, se poate încă, și să nu ajungem la restricții care cu adevărat nu ni le dorim niciunul dintre noi.
cum am mai trecut de altfel. Din păcate, da. Dar care sunt acum cele mai vulnerabile persoane? Rămân persoanele cu comorbidități, cu vulnerabilitate crescută, persoanele care au afecțiuni cronice. Și aici aș dori să punctez, pentru că am observat la pacienții internați în Marius Nasta care au forme severe și sunt nevaccinați, faptul că au avut o reticență în a-și face vaccinul, tocmai pentru că au diverse afecțiuni. Ori indicația de vaccinare numărul 1 o au persoanele cu comorbidități, nici într-un caz persoanele cu comorbidități nu au contraindicații de vaccinare. Este extrem de important să rețină acest lucru și să se adreseze centrelor de vaccinare, pentru că este un lucru care îl fac pentru ei, pentru sănătatea lor și pentru o perioadă care le poate asigura o sănătate mult mai solidă față de ce au fără acest vaccin. Este perioada ambroziei și a alergiilor. Persoanele care au astfel de probleme s-ar putea confrunta cu o formă și mai gravă a bolii? Da, e un context nu doar de alergeni în aer pe care îi putem inhala și care pot da simptomatologie, e un context de toamnă în care abordarea stării noastre de sănătate trebuie să facă pe diverse valențe. E adevărat, vorbim mult de COVID pentru că suntem în valul 4, dar nu trebuie să uităm că avem și alte afecțiuni respiratorii care pot fi preîntâmpinate sau pot fi ocolite dacă folosim alte tratamente profilactice. Sunt și alte tipuri de vaccinuri utile, vaccinul antigripal care deja se poate administra, sunt vaccinuri împotriva pneumoniilor bacteriene care pot fi administrate și se administrează o singură dată în viață, care pot crea o stare de sănătate pe termen lung și care sunt cu atât mai indicate la persoanele care au trecut prin infecție SARS-CoV-2. Deci în sindromele post-COVID. Pe de altă parte, prezența alergenilor în aer și mai ales la categoriile care au un teren alergic impune o protecție suplimentară și la ei acum masca este importantă, pentru că inflamația care este determinată la nivelul mucoaselor de contactul cu acești alergeni este un teren extrem de bun pentru orice virus și orice bacterie care poate să se cantoneze la acel nivel și să declanșeze o infecție. Care este situația actuală comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut? Pot spune că avem anul trecut am pornit de la un alt nivel T0, dacă luăm așa valul 2 de anul trecut, acum în valul 4. Un T0 care a însemnat mai multe cazuri, un număr mai mare de pacienți în terapie intensivă și un personal obosit. Nu știam atât de multe lucruri câte știm acum, nici acum nu le știm pe toate și se discuta foarte mult de ce variante terapeutice sunt mai utile. Din acest punct de vedere pot spune că suntem mai organizați, că știm puțin mai multe lucruri. E adevărat însă că avem acum de a face cu o tulpină mult mai agresivă, mult mai rapid extensivă și atunci lucrurile vor veni ca dificultate din această zonă. Vă mulțumim tare mult pentru informații. Cam atât de aici, mă întorc la voi.